Potato Opportunity poo-poos the secret weapon. Da știți, poliția, v-am încercuit. Nu așa, chiorete, așa se dă, vă. Da știți, poliția, v-am încercuit. Piciorul! Bună ziua, băieți! Bună! Ar fi fost bună dacă ne anunțai că te-ai mutat în sfârșit de la noi. Nu-ți mai vedeam sfecla asta plouata. Plouă afară? Nu, mârlane, plouă doar în capul lui Chiorete. N-auzi cum sună apa? Na, că acum auzi. Auzi, Afrodita, dar de ce ești tu supărată? M-am enervat că am vrut să-mi fac masaj și mi-au zis tâmpiția că abia peste o săptămână mă pot primi. Auzi ce tupeu. Extraordinar! Hohaiere! Le-a fost jenă să spuie că nu s-ating de toate pocnitorile. Dar dacă vrei să facă masaj, drăguță, hai, întinde de pacinea pe jos, eu îmi pui clăparii și vii și te joc în picioare. Hai, nu vrei să-ți fac eu masaj, că îți fac peste tot. Eu îți fac calificat. Să mor tu! Unde-i făcut-i calificat tu, mă, la facultatea de freții și dușuri? Unde te-ai calificat? Nu, tantălăule! Am făcut cursul de specializare! Ai făcut tu curând, curând... Când? E, când, treaba mea! Ce, sunt obligat să-ți dau ție raportul, hă? Ia zi, Afrodita, vrei să te servesc? Minte, n-am făcut niciun curs! Serios? Da? E, și atunci... Diploma asta, ce, mă? Loc întâi, faza pățară la concurs cu creta pe asfalt la... Ia, mă. Loc întâi la concurs cu ipat peste bordură. Să ia! Nu e falsă, dă-mă dracu, te luat pe el, că te lăsa pe asta, că-ți rupe oasele! Nici nu scrie pipsul pe el, să-ți curăță cu scuipat! Să vezi ce scurăț eu pixurile și dacă-mi ți-o rupe oasele alea, dacă mai înflendura aia pe la ochi, să-mi dai dracu cașcheta pe spate! Ți-e-mi clar? Da. Știi dacă e bună, să știi că e falsă! N-a făcut niciun pic de practică, îți rupe oasele, treaba ta, tu te riști! Mârlane, asta e ce să fac în viață, dacă nu riști, nu câștigi. Hai, pupăzel, să-ți faci practica pe mine, că dacă nici prietenii nu te ajută... Așa. Încep cu gâtul, pupăzel, că dacă îi rupi, pormă poți să opii pădărându-mă peste tot. Și după aia îți fac eu statuie în fața cășii. Unde, lângă a ta? Care a mea? Aia pe care a făcut-o câinele lui vecinul dimineață. Care a mea? Hai, ca să mai auzi odată apa, na? Bă, decât să râzi ca Vita la gard. Bă, mai bine te-ai gândit cum s-o scos pe aia de mâinile lui ăla. Că dacă îi place cum o pipă e, la revedere! Poți să-ți iei adio de la trânsa. Hai, poți să începi. Cu ce? Cu masajul, pupăză. Bă, tu ești sigur că n-a avut dreptate Mârlanu când a zis că diploma aia ta e falsă? Vezi că dacă m-ai mințit doar ca să-mi faci masa să mă pipăi, păi atunci o să-ți fac și eu ție, da? Cu pulanul! Nu, eu te întrebam cu ce parte a corpului vrei să încep, adică te doare ceva în mod special? Da, fundul, pentru că mă doare de obicei când stau foarte mult timp pe scaun la birou. Hai, fă-mi un anticelulitic. Tu n-ai celulită, dragă! Așa se numește, pupăză. Ah, ai zis așa ca să te exprimi în termeni tehnici. Hai odată, hai că mă răcesc toată. Stai un pic să încălzesc crema asta puțin în palme ca să nu ți se facă pielea de găină. Corect, că poate intră Chiorete și mă violează. Ce vrei, ciufutule? Ce fac? Mateescu la telefon. Vino urgent la secție, că se bate galeria lui Dinamo cu alu Steaua la Romană. Ia-o-s. Ai văzut? Șeful? Dar de ce mă suna șeful de pe telefonul lui Chiorete? Al meu
Nu mai intră fise în el, că e plin. Hai repede. Gata, șeful, vin să trăiți. Yes, yes, yes. Te-am făcut, fraiere. Yes, yes, yes. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Avrenta s-a uitat. Ce ai făcut, idiotule? Eu? Ia uite, nici n-am văzut. Din cauza la masajul tău o fi leșina, bă. Eu ești un gâtul tău pe mine. Popaza? Bă, tu chiar i-ai sucit gâtul? Mersi, prietene. M-a dus să-i zbag și ție statuie! A scăpat, da, furisită! A, treacă că vine stecat cu focul ăla! A scăpat, da, furisită! Ce? Ce te uiți, idiotule? Ajută-mă să o punem în pat! Cu plăcere! Hai, iau tu de picioare, că iau de piept! Da! Nu! Nu! Invers! Invers! O iau eu de piept și de picioare, hai! Ok! Nu! Stai! Fii atent aici! Dacă te atingi de sân ei, o să-i spun și o să te crape cu bătaia când se trezește! Ia, tu își ridic-o sigur de te dracu. Nu o ridic, mă, ce e? Așa, și o să-i zic că ai pipăit-o pățâțe. Oșchiulica, scăpata furisită, freedom, mi-a rupt gâtul pupădă, ura! Ăla e nebun, mă face criminal! Yes, yes. Ce s-a întâmplat? Nimic, prințesă. Popaza doar ce-a rupt gâtul puțin decât cu masajul ăla lui tâmpit. Stai jos, simte-te ca la mine acasă. Așa masaj puternic face? Wow! Și tu făceai mișto de el, ofticosule. Îl făceai impostor. Mamă, ce mă doare! Trebuie să-l pun să mai îmi facă vreo două, trei masaje de-astea să-mi treacă. Ce să-ți mai fă, mai, că nici nu ți-a făcut masaj impostorul? Mârlane, nu fi penibil, că deja mă enervezi. Unde mă duceam? Alarma! Șeful! Yes! Na, pupăză! Că ți-am făcut-o! Yes! Cretinule, o să-ți pară rău! Ce ți-ar putea ăla al dreacu? Ce-ar bă, asta e nebună? Cred că s-a adus aminte că ai făcut o pațachină. Păi ce bă, nu e de o masă pe gheață. Ăsta e chiar un compliment pentru ea. Iar starea dreacu. Pupăză? Și nu numai că are atestat, dar face un super masaj, m-a leșinat. E pe dreacu. Și cât e pe oră? Mie nu mi-a luat nimic pentru că l-am lăsat să... Să te pipă, e corect. De când aștepta... L-am lăsat să-și facă mâna pe mine. Păi eu ce-am zis? Mă, parcă m-aș băga și eu la un masaj. Da, fără finalizare, că eu am iubițel. Ah, ce bine că ești aici, pupuță. Hai repede să mai faci un masaj, dar să fie unul mai ușor, nu ca data trecută așa tare. Vezi că te-am lăudat și la Teo, i-am zis că faci tare bine masajul, să te caute. Chioretei! Chioretei! Ce vrei, mă, cetăceule? Dai-mi un pic telefonul tău. De ce? Să mă sun să văd unde al meu costum de l-am pus. Hai, las că te sun eu, că tu mi-l umpli de zlană. Da! Ești tu, mă? Pă, ce bun ești, mă! De ce a răspuns, mă? Pe ce aștia că mă sun? De unde să știu eu? Păi nu m-ai pus, mă, să te sun? Că te... Ordona, șeful! Unde l-ați referat? Am plecat, am zburat! Ce-ai, pă, ce s-a întâmplat? A apărut falsificatorul rapid! Să nebunești, cine e ăla? Băi, e unul de falsifică acte, buletine, bani... Bă, și atât de rapid încât, bă, de 5 luni ne chinuim să-l prindem și nu-l prindem, bă! Bă, până scoatem noi pistoale, bă, ăsta știi cum e? E deja la Ploiești! Mersi, doamne! Afrodita!
Afrodita, fugi la ploiești că l-a găsit pe falsoasă, fricat! Mă schema șeful. Eu? Te-am chemat eu. Păi n-a apărut falsificatorul? Ba da, dar e cazul lui Chiorete, nu? Aha, poate te-o fi chemat el ca să-l ajuți. Că la cât de rapid e nenorocitul ăla, sunt sigur că are nevoie de ajutor. Dar tu trebuie să fii în dispozitiv, mă, nu la secție. Nemernicu. Mie îmi spui că de 5 luni ne chinuim să-l prindem și nimic. Ce ai, Chiorete? Ți-a scăpat iar, a? Raportez cu indignare, șef. Ăsta nu-i om. Ăsta e Roadrunner. Cine, bă? Bip-bip! Ștruțul ăla de la desene animale, bre. Păi, matale, nu te mai uiți deloc pe la desene animale? Șeful, ca să punem gheara pe trânsul, păi trebuie să-l surprindem cumva. Știu eu cum. Te deghizezi în coyotul ăla care-l tot aleargă pe Roadrunner și când te vede poate se sperie de tine, leșină și după aia poți să-l prinzi. Hăț! Hăț, hăț! Dacă îmi dragi bărțați, mă preșchimb eu în coyot. Te ajut eu. Mai pune-mă o dată pe drumuri și după aia o să-ți fac gotul ăsta ca la coyot. Ce-ar clonțoare cu să spui? Șeful, asta nu e întreagă pe de-a dreptul. Asta crezi că e nebună, bre? Nu știu, Chiorete, dar ideea cu coyotul e foarte bună. Hai, bă, Pupăză, te rog eu. Uite-ți promit că nu-i fac masaj la Afrodita decât când nu poți tu. Sau când ai alt client. Mărlane, eu am făcut specializarea de mult. Nu mai știu adresa. Bine, nemernicule. Bine, atunci o să-i zic lui Afrodita că nu i-a făcut niciun masaj. Că i-a dat în cap numai ca să poți să o pui pe pățâță. Bine, Mărlane, bine. O să-ți fac rost de o diplomă. Dar fii atent aici. Eu am prima opțiune când e vorba de masatul Afroditei. Tu, Pupăză. Acu-i mai fiat. Da, Teo, vin acu. Auzi, bă? Și să nu îți dă diploma. Vreau și eu că să masez pe Afrodita. Ce-ai dragă de ești nervoasă? Lasă-mă, pianistule, în pace, că nu mai supor. Mi-a scos perial nemernicul ăla. Păi zi dacă vrei, că te vopsesc eu, că mă pricep, am și bidineaș, vopseam. Te pomenești că avea și tu diplomă de hairstylist cu mare Pupăză de masăr. Chiar am, dar i-am dat-o lui Pupăză să mi-o plafixieze de capa lui. Dacă ți-o arăt de seară, dacă vrei, mă lasă te coafezi eu, hai nu fi, că pe Pupăză l-ai lăsat, te maseze. Mărlane, știi când o să te las eu să mă coafezi? Atunci când o să-l faci pe Chiorete, punk în cap. Să-l faci punk în cap. Fii atentă, că ai zis, da? Să nebunești ce tari sunt telefoanele astea, mă. Ce faci, bă, Chiorete, bă? Bă, ce mai faci tu, bă? Bă, ce... Hai, ce freză ai în capul ăla! Nu-ți mai schimbi și tu, mă, lucru să fie... Tu vezi că tot râde hermafrodita asta de tine, mă? Te râde că ai freză aia de țărănoi nespălat, de coclender. Loser, ia uite! Azilul-ți scrie pe tine, mă? Păi nu vezi, mă, și că te-a lins vaca așa, dar prostelea. Faci tu o frizură modernă, mă, cu să poartă acum, punk, așa, că... Hai că dacă vrei, te... Hai, Sitir, că te găsește, dragi, de tăfăloc. Ce dracu să fie. Și cum îți spuneam, bă, Chior? Chior? Ce dracu? Să lăs un popă pe asta. Care dai? Pupăză! Bă, mă bate un gând!
Nu mai vreau diplomă de master. Vreau de hair stilist. De frizier, mă, calul, vreau să fiu târță. Dar fii atent că pe mine nu vreau să mă atingi cum ai atins-o pe Afrodita. Dar de unde știi tu cum am atins-o eu pe Afrodita? Îmi imaginez. Auzi, nu-mi spui tu mai bine unde o să mă atingi ca să văd dacă o să te las sau nu? Auzi, dar nu mai bine ne apucăm noi și după aia... Cum să ne apucăm, bubă, de fără să știm de ce ne apucăm? Dacă mă apuci de unde nu trebuie și află gogoșică. Să strică bunătate de relație pentru un amărât de masaj? Corect! Nu-ți mai fac deloc, că și așa mă așteaptă Afrodita și... Și poți să știi de, că ei ai făcut deja, nu? Auzi, dar nu poți să rămân îmbrăcată? Am auzit că ești forțos și oricum o să simt și prin haine, nu? Da, rămâi îmbrăcată. Da. Dar dacă îmi șifonez hainele? Că am auzit că mișcarea aia de masaj mă totolește hainele. Cum vrei tu? Numai hai odată că mă grăbesc! Pupăză, masajul se face pe îndelete. Alea, se vede că ești începător. Bă, ce vrajda mi-a s-a zis, bă, să nu mai pui mâna pe el, că mi-e umplit de slănină. Bă, până la tu te-ai sclerozat complet? Dă uiți de la mână până la gură, e come aia de, te găsește în dragi. Să trăi șeful! Viu! Viu imediat să trăiți! Și de data asta vă jur că-l prins! Cum a frotit aia șeful? Păi ce, ăsta nu-i cazul meu? Ba e, Chiorete, dar pe tine degeaba te trimit în cracii goi, că n-o să rămână ăla cu ochii la tine nici măcar o secundă. Ba din contra, o să fugă mai repede decât struțul ăla al tău. E, dar de unde știi vrema ta cum fuge roadra ăla? Că a zis că nu vă uitați. M-am documentat că am vrut să verific strategia cu coyotul și merge. Că ăla era un bou, nu reușea niciodată să-l prindă. Exact ca tine, Chiorete, de-aia eu și trimit pe Afrodita. Da. Păi și la trânsa credeți că o să se-mi benocleze? Ei, la ce decolte o să-i fac cu siguranță. Hai, trimite-o repede la mine. Am înțeles, să trăiți. Mărlane, dă-te-mi și zârul nemernic, că o cheamă șeful la secție. Nu te singur. Eu nu pot să ajung până acolo, că-și prindă zlănină, iete. Îți bag mâna dacă nu... Ce-ai făcut, mă, mi-ai mâncat șunca? Eu zic și nu. Da, intră! Da, intră. Tot acileas faci vrea cu ciufutul? Hai, dă-i drumul la secție că te-a chemat rășeful. Hai, lasă-mă! De ce? Iar se bate steaua cu Dinamo? Nu, ironico. Vrea să te trimeață să-l prinzi pe falsificator. Da? Dă-te repede că mă duc! Hai, fugi! Repede. Aoleu, ce era să uit! Asta e ușor! Ți-am zis că a treia oară îți fac botul ca de coiot. Da, Afrodita. Mai am doar un pic la Teo și vin imediat. Da. Teo, hai odată că m-a sunat Afrodita. Lasă că dacă o faci să aștepte, o să te dorească mai mult. Știu eu ce vorbesc, că sunt psihologă. Nu, nici măcar n-am început. Începem acum, că m-am decis. Fac dezbrăcat. Dar pe tine te leg la ochi. Mă legi la ochi? Păi da, că n-ai nevoie de ei, nu? Mă asez cu mâinile, nu cu ochii. Și dacă vine gogoșică, eu sunt acoperită. Păi ești acoperită sau dezbrăcată, femeie, că m-ai nebunit de cap? Acoperită. Adică poți să-i demonstrezi lui gogoașă că nu m-ai văzut dezbrăcată, omețitule, ia asta și pune-ți-o la ochi. Hai, ne trece pe partea aia. Ah, am uitat. Ce? Da, fii atent că ai aici vasul cu ulei. He? Cu ce? Uite aici, ulei. Ulei? E călduț, da. Eu vreau masaj de relaxare cu esențe.
Îmi moaie mâinile ușor. Hai, 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 hai. Ups! Se pare că l-am încălzit prea mult. Ne-am luat cu vorba și am uitat de el. Ha, scuze. Hai mai repede, Chiorete, că fac pe mine. N-am vezit ca cât prosca. Adică, bă, că nu mai pot să țiu, scol. Scol, dracu, odată, că fac pe... Bă, ce somn adâncare asta? Las că mai mă țiu. Figaro sus, Figaro jos, trup de șiroade foarte frumos. Barba de sus, barba de jos, trup de șiroade până la os. Hai mă, că eu nu pot așa. Și tu te și pricepi, că doar ne făceai masaj în armată la toți. Și fac cinste, mă. Pupuză, tu ia nebunii de binele. Tu-ți dai seama ce o să-mi facă Teo dacă aude că o mașez pe Afrodita goală? Nu o să zică bani nimic, că din cauza ei m-am ars, că a vrut să-i fac cu ulei din ăla... Te-a pus Teo să-i faci masaj? Normal, păi auzi că sunt meseria și atunci... Adică apela la un străin în loc să apeleze la iubițelui ei? Unde e? Cucoașă, ce vrei să-i faci? Masajul ăla de care spuneai, că vreau să-i o plătesc cu aceeași monedă lui Teo. A, unde e Afrodita? Corect! Păi atunci dacă tot vrei să te răzbuni pe Teo în felul ăsta, înseamnă că nu mai fac cinste. Înseamnă că îmi faci tu cinste, că eu ți-am dat ideea. Adică? Fii atentă că mi-ai promis. Ce ți-am promis, mă? Acum mă las să te coafez. Hai că mi-am îndeplinit partea mea de obligație. L-am făcut exact cum mi-ai cerut. Te las, mamă, râtule, dar după ce termin masajul, că în 5 minute vine pupăză. Poți începe. Așa, acum relaxează-te. Ah, ce bine e. Îi fac masaj lui mămica. Auzi? Insistă mai mult aici, că am stat pe scaun și mă doare rău de tot în zona aia. Îi fac masaj lui mămica! Așa, așa, acolo, da. Sunt și nervos. Dacă nu coafez înainte să trezească ăsta... Cine? Eu sunt, vreau să te întreb ceva. Zi! Auzi? Auzi? Poți te vopsesc acum în timp ce îți faci masajul? Ca să își ia și părul nuanța mai bine, că îi trebuie timp. Bă, tu chiar ai făcut cursurile alea de hairstylist? Normal, dacă vrei ți-aduc diploma, zic că eu ți-aduc acum. Ia, poți să-ți fac acum? Bine, mă, amărâtule, fă-mi, dar să folosești nuanța pe care ți-am dat-o eu, da? Hai că m-a dus mi-a bidineaua, ce mai trebuie și viu. Hai, pupăză, continuă, ce faci?
Afrodita mi-a făcut asta? Și tu ai lăsat-o, tăfălogule? Nu, no, am văzut că n-ai lăsat-o. Nu! Zic că nu mă da! Treacu, te lași greu. Are fie. Băi, eu nu mai mă întorc acolo, să fie clar. Că era cât precisă. Și dacă află și Afrodita cine e... Ia uite, nu mai e nimic la mână. Hai, du-te! Scuze, am fost până la toaletă. Unde rămăsesem? E, nu contează, fă-mi tot acolo unde mă apăsai și mai devreme, că așa bine era. Vin imediat! Unde te duci, mă? Am uitat să mă spăl pe mâini! Normal că ești începător. Ai venit, mă? Ai grijă ce-mi faci la păr, mârlane, că dacă ies o vrăjitoare, te omor. Gugoașă, stai! Zi-mi unde te-a pus Afrodita să o masezi. Acolo unde îți drăști tu dintotdeauna să o atingi. Ai succes. Mersi, Doamne! Ești pregătită? De mult. Da, eu. Ce-ai făcut, măgarule? Deci știi ce te așteaptă, a? Da, șeful. Ce faci, femeie, că te-am chemat de o oră la secție? Crezi că ăla te așteaptă pe tine să-l prinzi? Chiar m-a chemat șeful? Nu e bășcălia lui Chiorete? Dacă nu ești aici în 2 minute, fac eu o bășcălie de tine, de... Mâinile sus, păpușico! Firara naibii, cum dracu reușești, mă? Bun așa! Da! Băi, da! Păi, idiotule, eu mi-am bătut joc de părul ei de cauza ta, mă! Nu, no, că te joc în picioare! Da! Așa luat, nenoroc! Afrodita, te rog să nu dai! Lasă-mă să-ți explic! Chiorete, îmi pare rău că te-am pleznit, să știi. Am crezut că iar mă trimis la secție degeaba ca dățile trecute. Dar ca să mă revanșez, am trecut cazul falsificatorului la cele rezolvate de tine. Hai! L-ai prins un falsificator? Da, datorită frizurii pe care mi-a făcut-o nepriceputul ăsta. Să nu te geni! Stai, mă, să te pup! Jumătate din reușită ți se datorează. Asta înseamnă că mă mai lasă să mai fac coafiura și altă dată? Nu! Dar măcar un masaj! Am uitat că am ceva de terminat, masajul lui Pupăză. Boss, ia lui Pupăză, zici, ha? Masajul lui Pupăză. Dă-i, bă, dă-i, că sunt și prost! Nu, bă, ești masochist, bă, ți-e-ți plac bătaia. Ia, dă-te aia de acum! Dă-i, că merit! Unde rămăsesem Pupăză cu bătaia? Păi crezi că ai scăpat? Te bag când te trezești ca să simți plăcerea! Dar jur că așa e procedura! Pentru întărirea mușchilor abdominali! Asta! Pectorali! Eu am crezut că tu trebuie să-ți întărești mușchii, pentru că ai o meserie care presupune forță. Mușine, n-ai poate învățat pe tine că se masează sănii. Bă, Afrodita, mă, ăia de la cursurile de masaj, doar ți-am arătat diploma, nu? Domnul Pupăză, nu puteți să puneți și mie o vorbă bună, vă rog eu frumos. Dispare! Vă cunoașteți? Pe cine credeți că i-a făcut diploma de maser? Ăsta te-a învățat să masezi sănii? I-ai masat sânii? Marș afară! Să-ți arăt și eu ce m-a învățat ăsta, da? M-a învățat să mă mișc repede și bine, mincinați de norocii ce ești!
Să mori tu! O fi făcut cursul de frecat facultatea ăsta... O fi făcut facultatea de... Frecat cursurile! Bă, dacă să râzi ca Vita, mai bine te-ai gândit cum s-o scoți pe aia de mâine lui faidosul ălalt, nu? Bâzdăgănii aia mică, că dacă îi place pipăia la lui... La revedere, poți să-ți iau adio de la trânsa. Adio. Adio. Odio. Odio. Otilo și odio. Nu mai vreau diplomă de master. Vreau de hair stilip. 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 De frizier, mă, calul. Calul. Vreau să fiu târță. Fă-mă tirță! Vreau să mă faci tirță! Bă, fă-te un gând, bă! Tu ai o meserie care presupune forță și de asta... Ce trebuie să mă plin încât se masează mușchii? Hăi, de la cursurile de la mă... Merge da. Și acțiune. Băi, băi! Bine, că ai luat-o, te-ai dus, da? Păi, acțiune s-a dus, corect.